zborul. Scuze. Așa cum să fie urmat de altul sau alte congrese până în 2024. Asta pentru că Ludovic Orban, Ludovic este un produs natural și firesc al partidului. În 1990 a avut o evoluție ascendentă, organică, s-a dezvoltat natural până când a ajuns principala forță. Și el trebuie să-și continue această misiune, dacă vreți, istorică, de a moderniza și... Îl cunosc pe Ludovic din anul 1998, când la o întâlnire a Partidului Național Liberal, acțiuni, proiecte în beneficiul Partidului Național Liberal. Din aprilie 2004 și de atunci și astăzi suntem într-o altă etapă. Pe electorală, în activitățile pe care vi le propuneți fiecare parte, că știți foarte bine că vine, participă cu drag și acolo unde Partidul Liberal, la o întâlnire cu Constantin Stere, Constantin Stere îi spunea: Partidul Național cu factor energetic. Acest factor energetic este nimeni altul decât Ludovic Orban. Anul acesta, după ce la ședința de birou executiv, Ludovic Orban a anunțat că își dorește să continue. Mulțumim, Alex Nazare, fostul ministru al transporturilor, dacă vă aduceți aminte, undeva în 2011, în luna decembrie, era în Caransebeș și inaugura centura, varianta ocolitoare a municipiului Caransebeș, lucru pentru care am mulțumit atunci ca primar al municipiului, dar iată că după 10 ani am onoarea să-i mulțumesc și ca senator domnului senator, coleg cu mine în grupul de senat al Partidului Național Liberal, Alex Nazare. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc tuturor! Sunt extrem de onorat să fiu astăzi aici, să susțin moțiunea Forței a Dreptei, moțiunea domnului președinte Ludovic Orban, care în calitate de președinte de partid, cât și în calitate de prim-ministru. Știți foarte bine că am avut această onoare să colaborez și cu domnul Florin. Și vă mărturisesc că aveam reale contra lui Adina la vicepreședinte al Senatului. Deci aveți trei candidați care, din cauza faptului că nu s-au pus... Și pe mine m-a felicitat. Și pe tine te-a felicitat. Mă, normal, nu te-a felicitat pentru mandatul de ministru al finanțelor? Că, că ai... Te-a felicitat că ai pierdut. Deci ea era atât de fericită că au pierdut niște oameni de valoare ai Partidului Național Liberal și au ajuns în funcții oameni a căror inclusiv moralitate e dubioasă. Și nu înțeleg de ce nu este suspendat din funcție un președinte de filială care este sub control judiciar. Și numai că n-a fost suspendat din funcție, dar a fost și ales secretar la Senat, președintele de la Telor. Da, sigur că pe acest an nu-l văd ochii altfel, care au avut grijă până acum să vadă alți colegi de-ai noștri care au avut diferite probleme cu justiție și care, evident că, au trebuit să se suspende. Atunci când ești în tabăra bună, nu te vede cine trebuie să te vadă că tu numai că nu ești bun să ocupi funcții, dar ar trebui să mai și stai un pic pe bară. Da, am început așa, mai răutăcios, nu e firea mea, știți, mă cunoaște, sunt un om de construcție, sunt un om care iubesc oamenii, sunt un om de echipă, sunt un om care întotdeauna mi-a plăcut să construiesc echipe și împreună să mergem spre atingerea unor obiective foarte importante.
N-a fost la conferința dumneavoastră județeană pentru că a fost programată în paralel cu alte două conferințe județeane care s-au derulat la aceeași oră și din cauza asta am ținut neapărat să vin la care să venim ca să susțin personal moțiunea. Încep prin a-i mulțumi lui Marcel Velan pentru colaborarea excepțională pe care am avut-o în guvernare în cea mai grea perioadă și să vă spun că puțină nu mai a văzut la televizor se vedeau conferințele de presă, ordonanțele militare, dar puțină lume știa că și Marcel Velan, ca și Violeta Alexandru, ca și mine, ca și mulți alții, de multe ori trebuia să dormim la birou. Marcel Velan nici nu se mai ducea să doarmă din cauza activității și a faptului că trebuia să fie permanent să reacționeze la orice fel de problemă, nici nu se mai ducea să doarmă acasă și pur și simplu și amenajease un loc acolo în cabinet în care punea capul pe pernă și se odihnea câteva ore, puținele ore în care putea să aibă odihnă. A fost o perioadă extrem de dificilă, o perioadă în care, vă spun sincer, dacă nu am fi reușit să dăm jos guvernul Dăncilă, România s-ar fi scufundată. Pentru că guvernul Dăncilă nu ar fi avut în niciun caz capacitatea de reacție și mai ales munca, discernământul în luarea deciziilor și energia pentru a putea combate perioada extrem de dificilă pe care a trecut România, ca de altfel întreaga lume. Îi mulțumesc lui Marcel Velan, fără el mi-ar fi fost mult mai greu. Și garantez că după ce vom forma guvernul, e, cum se zice, pe short listă. Iar în particular, Marcel mă poate spune, să zic așa, de ce n-am mai fost ministru. Dar puteți bănui că nu din cauza mea. De asemenea, apreciez în mod deosebit performanța pe care ați realizat-o, faptul că ați câștigat practic toate alegerile, că avem președinția Consiliului Județean cu Romeo Duca, în condițiile în care să ne aducem aminte pe dreapta ne-au trolat și pe MEP-iștii și USR-ul se spune. Despre emoțiune. Rugămintea mea este să o citiți. Au muncit foarte mulți oameni, cu multă experiență, cu o cunoaștere în domenii de activitate și chiar este o moțiune lucrată, o moțiune care caută, într-adevăr, să ofere niște răspunsuri, niște direcții de acțiune, să ofere o gândire, să ofere o viziune despre dezvoltarea Partidului Național Liberal și despre guvernarea României. Există o diferență majoră între cele două moțiuni. În timp ce moțiunea contra candidatului nostru vorbește așa, ca și cum liberalismul autentic începe de acum, de la moțiunea lor. Noi suntem mai modești. Noi știm că nu inventăm noi liberalismul, că în România există un liberalism românesc, încă de la 1875, dacă nu cumva de la 1848, de la generația pașotistă, care a avut anumite trăsături, care a avut o viziune, care a avut o misiune și care a avut o direcție care a dus România. Noi modest recunoaștem că treaba noastră este să ducem mai departe acel liberalism românesc care a fost promovat de înaintașii noștri, care a pus pe prim plan dragostea de țară, care s-a identificat cu toate aspirațiile și năzuințele neamului românesc, iar Partidul Național Liberal este cel care a primit toate aceste aspirații și năzuințe ale poporului român. Partidul Național Liberal de-aia poartă particula națională, pentru că este un partid care s-a luptat întotdeauna pentru promovarea intereselor României, pentru apărarea intereselor fundamentale ale neamului românesc, pentru obținerea respectului partenerilor străini și pentru atingerea tuturor obiectivelor de propășire, practic de ridicare a neamului românesc. Așa trebuie să rămânem și trebuie să facem exact ce au făcut înaintașii noștri. Să știm să facem sacrificii când este nevoie și aici o să vă dau un singur exemplu.
Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, moțiunea Forța Dreptei, prezentată de către domnul Ludovic Orban, a întrunit voturile în filiala Caraș-Sebeș. Care a fost mesajul pe care l-ați transmis astăzi cu dialectul Răsuri? Am prezentat programul politic cu care candidez la congres. Am avut dezbateri cu colegii, am abordat diferite teme importante și, evident, ulterior s-a votat moțiunea. A fost un vot pro, domnul Orban? Domnul președinte, vă poate spune că noi ne-am retras în momentul votului. Da, confirm, votul a fost pentru moțiune. Asta înseamnă că veți vota și la, sau nu veți mandata? Conform articolului 71, nu se poate da mandat imperativ, nici colegiul director județean nu poate să dea mandat imperativ de vot niciunui delegat. Fiecare delegat votează liber și secret la vot. Votul la moțiune este un acord al filialei județene Caraș-Severin a Partidului Național Liberal pentru candidatura candidatului Ludovic Orban la congres. Vă veți baza pe votul filialei și la congres? Nu există votul filialei, există votul fiecărui delegat. Campania continuă, voi discuta cu cât mai mulți delegați la congres individual pentru a le prezenta argumente suplimentare și pentru a-i convinge să voteze cu mine. Credeți că există posibilitatea fraudării alegerilor interne? Sunt informații despre faptul că unii cu mintea mai tulbură și mai înfierbântată vor să instituie un mecanism de control al votului, astfel încât să împiedice exercitarea liberă și secretă a votului. În ceea ce mă privește, voi încerca să punem la punct proceduri de votare care să asigure secretul votului și care să nu permită controlul pe care vor să-l exercite anumiți președinți de filiale care nu iubesc democrația. Credeți că creșterea cazurilor de COVID ar putea încurca congresul? Noi am prevăzut și posibilitatea asta. Din cauza asta avem două variante de organizare, fie în spațiu închis era la Romexpo, fie în aer liber. Online? Nu. Nu putem organiza online, pentru că votul este vot de persoane. Votul de persoane, conform statutului, se dă în mod obligatoriu, vot secret, iar sistemele online încă nu asigură secretul votului, ca atare nu putem respecta statutul în cazul organizării unui vot online. Eu aș mai avea un lucru, referitor la criza guvernamentală, e clar. Lucrurile sunt simple, poziția mea e clară, refacerea cât mai rapidă a coaliției de guvernare. Avem un program de guvernare pe care ne-am angajat că îl ducem la bun sfârșit. Avem un acord de coaliție. Premierul a luat decizii fără acordul partidului, fără să aibă susținerea președintelui partidului. A provocat o criză pe care Partidul Național Liberal nu și-a dorit-o. Noi trebuie să refacem cât mai repede coaliția, să refacem un guvern competent și performant care să pună cât mai repede în practică programul de guvernare și mai ales să rezolve problemele grave cu care se confruntă societatea și economia românească. Dar credeți că există vreo, sau poate fi vreo garanție din partea USR Plus că, eu știu, de 6 luni cu un alt premier nu vor face același lucru, vor cere din nou... Eu sunt convins că această coaliție poate să funcționeze, că ne putem înțelege, sigur e nevoie de dialog, e nevoie de o armonizare permanentă a pozițiilor, e nevoie de respect reciproc, din partea fiecărui partener din coaliție este nevoie de punerea în practică, concentrarea pe punerea în practică a programului de guvernare, că este un program de guvernare pe care l-am negociat îndelung și care este un program bun de guvernare care răspunde foarte bine nevoilor României. Dar ce a înțeles ajuns într-o dezbatere, mă rog, în campania lor internă, că singura garanție că reformele și programul de guvernare trebuie pus în practică este un premierul trecut. Nu este așa. Partidul Național Liberal este principalul partid de guvernământ, furnizează 55% din voturile necesare pentru majoritatea parlamentară și această chestiune este înscrisă în acordul de coaliție. Partidul Național Liberal dă premieră, așa cum este în orice democrație din lumea asta. Partidul cel mai puternic oferă premieră. Acest rofaj al premierului de la linia partidului,
ar trebui să ducă și la excluderea dumnealui din partid? În niciun caz n-am spus lucrul ăsta, dar există o răspundere pentru fiecare decizie pe care o iei individual, mai ales când deciziile nu au beneficiat de susținerea partidului și nu s-au luat în forurile statutare ale partidului. Sigur că nu asta trebuie, dar să avem congres, așteptăm ca delegații să voteze liber, secret, cel mai bun candidat. Ați vorbit în termenul colectiv despre Marcel Vaiță, să ne așteptăm să-l vedem într-un viitor... În termen negativ? Laudativ. Pe data am făcut o echipă foarte bună. Asta spuneam. Cu domnul ministru am petrecut, cred că e ministrul cu care am lucrat cel mai îndeaproape, cu care am colaborat cel mai mult. Practic, am fost foarte des la Ministerul Afacerilor Interne, pentru că acolo, practic, se desfășurau foarte multe activități. Videoconferințele cu prefecții, toate întâlnirile celulei de criză, întâlnirea centrului CNSU, întâlnirea centrului de comandă, adică Ministerul Afacerilor Interne a avut un rol crucial în perioada pandemiei, în lupta contra pandemiei și am avut o colaborare excepțională cu Marcel Bola. Deci l-am putea regăsi într-un viitor? Cu siguranță. Cine este de vină pentru faptul că dumneavoastră nu este astăzi vicepreședinte al Senatului? Dați-mi voie să nu vă răspund. Vicepreședinte al Senatului. Păi am avut o negociere la începutul sesiunii trecute. Practic, cei care îl susțin pe Câțu și care au pus presiuni uriașe, în primul rând, n-au respectat înțelegerea pe care am avut-o, pentru că domnul ministru Bela a renunțat să se ducă președinte la Comisia de Apărare, lăsând locul unei colege. S-a mulțumit cu o comisie comună a celor două camere, Comisia Parlamentară pentru Europol, dar înțelegerea a fost să fie vicepreședinte când obținem al doilea mandat. Înțelegere care n-a mai fost respectată. În ceea ce mă privește pe mine și pe senatorii care sunt susținătorii mei, au votat cu Marcel Vela. Noi am încercat să ne respectăm înțelegerea. Din păcate, s-au stucit mulți și din cauza unor presiuni care au fost puse la nivelul grupului senatorial. Dă-mi un pic, dacă îmi permite. Pentru mine, ca parlamentar de Caraș-Severin și ca senator, important este să-mi servesc țara și alegătorii mei din circumscripție, nu neapărat funcțiile. Așadar, nu aș dori ca să se interpreteze că aș dori neapărat o funcție. Onoarea de a fi parlamentar este mult mai mare decât orice domnul funcție Vela care vremenică. Domnul Vela provine dintr-o filială performantă care întotdeauna s-a aflat în top 10 în toate alegerile, care a câștigat toate alegerile. Domnul Vela a fost ministru. Domnul Vela este un om cunoscut la nivel național care beneficiază de o încredere foarte mare și era bine pentru Partidul Național Liberal să-l aibă pe domnul Vela ca vicepreședinte al Senatului. Nu știu dacă cunoașteți cine a fost ales vicepreședinte al Senatului din partea grupului PNL, dar sunt convins că nu cunoașteți domnul Neagu. Vă mulțumim! Mulțumim frumos, da. Ultima. Spuneați în urmă cu un an, un an și ceva, spuneați în piața centrală din Reșița, vă luați angajamentul că în momentul în care PNL ajunge la guvernare, datoriile pe care UCM Reșița le are către stat, vor fi convertite în acțiuni. Da. Așa. Sunt convins că premierul Câțu a aflat de această promisiune pe care dumneavoastră ați făcut-o. M-ar interesa să știu dacă s-a mișcat ceva în acest sens. Se va mișca. Dar v-am zis, noi deocamdată avem un congres. Lucrurile se vor mișca după congres. Sănătate! Mulțumim.